În cuvântul ținut la finalul slujbei de Tedeum, întâi stătătorul bisericii noastre a mulțumit tuturor pentru urări. Preafericitul părinte patriarh Daniel a subliniat cu acest prilej faptul că în biserică se lucrează în comuniune. Este o zi de recunoștință, așa cum s-a spus, și pentru cei prin care Dumnezeu a lucrat în viața noastră. Noi ne rugăm lui Dumnezeu să ne ajute, dar El alege pe oamenii care împlinesc voia Lui. Încât cei care împlinesc voia Lui devin mâinile iubirii Lui milostive. Așa sunt părinții după trup, părinții duhovnicești, preoții care ne-au ajutat să creștem duhovnicește, profesorii noștri, dar și colaboratorii care împreună împlinesc voia Dumnezeu în viața bisericii. Totdeauna noi lucrăm în comuniune, după cum săvârșim Sfânta Liturghie în comuniune, tot așa lucrăm în comuniune. În comuniune cu ierarhii Sfântului Sinod, în comuniune cu preoții și diaconii, din administrația patriarhală și eparhială. Și în această zi mulțumim Dumnezeu și pentru ei, fiindcă foarte adesea binecuvântarea lui Dumnezeu se vede, cum spuneam, prin oamenii trimiși de Dumnezeu să ajute la împlinirea lucrărilor în biserică. Preafericirea s-a amintit despre importanța lucrării bisericii din ultimele decenii, nelipsite de schimbări sociale și dificultăți materiale. În ultimii 25 de ani s-au făcut lucrări multe și mari în toată Patriarhia Română, prin vrednicia ierarhilor, preoților, monahilor și monahiilor și prin jertfelnicia și dărnicia credincioșilor. Niciodată nu s-au construit atât de multe biserici într-un timp atât de scurt, pentru că era nevoie, nu ca urmare a unei ambiții. Timp de 45 de ani, în perioada comunistă, s-au tot construit școli și spitale, care, din nefericire, unele se închid acum, din lipsă de fonduri sau din lipsă de copii, pentru că foarte mulți români au emigrat în străinătate și multe școli s-au închis la țară. Dar bisericile nu au fost îngăduite în timpul comunismului, în bisericile noi. Chiar și atunci când, în mod excepțional, era construită o biserică nouă, autorizația nu era dată pentru construire de biserică, ci autorizația era dată pentru reparație capitală. Datoria de a continua ridicarea unor locașuri este o necesitate transmisă din generație în generație. Deci noi acum, în Biserica Ortodoxă Română, construim biserici acolo unde este nevoie ca să recuperăm timpul pierdut atunci când vremurile erau potrivnice. Și cu o întârziere de 130 de ani de la legea dată de regele Carol I, privind biserica catedrală din București, împlinim acum acea lege care n-a fost niciodată abrogată. Cu o viteză, așa cum se știe. Deci, după 130 de ani, ne aflăm în lucrare de împlinire a unei legi. Deci, totdeauna există timpul pentru a răspunde chemării Dumnezeu. Și dacă n-am reușit într-o anumită vreme, trebuie să reluăm ideea și să împlinim lucrarea
atunci când timpul e permite. Prea fericitul părinte patriarh Daniel a evidențiat și dezvoltarea pe care a avut-o de-a lungul timpului așezământul de la Techirghiol. Aici, la Techirghiol, vrednici de pomenire patriarh Miro, Cristea, Justinian, Marina și Justin Moisescu, în plin comunism, cei doi, Justinian, Marina și Justin Moisescu, au construit clădirile care se numeau atunci sanatoriu preoțesc, adică era casă de odihnă pentru clerici. Între timp însă a fost nevoie de o biserică nouă și iată, prea fericitul părinte patriarh Optist a început această biserică și noi am finalizat lucrările și am început pictura și, desigur, confecționarea mobilierului. Sperăm ca în toamna aceasta, mai târziu, pictura bisericii de sus să fie finalizată pentru a închina această lucrare împlinirea 130 de ani de autocefalie. Aici, obștea maicilor la Techirghiol este misionară prin slujbele care se săvârșesc aici, dar și prin primirea pelerinilor și prin lucrarea artistică. Toate aceste icoane de pe catapeteasmă sau iconostasul mare din acest paraclis, de la emisorul Bisericii Mari, sunt pictate de către maicile din mănăstire. Ceea ce înseamnă că doresc să continue tradiția ortodoxă bizantină, care este normativă pentru biserica noastră. După 1989, bucuria rodirii unor noi locașuri simbol în Biserica Ortodoxă Română s-a văzut și prin construirea unor catedrale, așa cum s-a întâmplat la Arad și Caransebeș. Acestora le urmează prin jertfa credincioșilor și Catedrala Mântuirii Neamului din București. Este o deosebită bucurie când vedem că, deși trecem prin criză economică, totuși Dumnezeu dăruiește credincioșilor multă râvnă, multă dragoste. Bisericile sunt pline și cele vechi trebuie restaurate, dar și se constată că unele sunt neîncăpătoare. Deci, socotim că perioada aceasta are și unele greutăți, dar are și multe bucurii. Ne aduce multe bucurii Dumnezeu atunci când îl iubim pe El. Deci, totdeauna iubirea jertfelnică este izvor de bucurie în vie. Vă mulțumim pentru darurile oferite, pentru icoana frumoasă, tipul Sfântului Ioan Gură de Aur, și pentru veșmântul liturgic pe care l-ați prezentat și pentru aceste flori pe care noi le considerăm buchetul florilor credinței care simbolizează pe credincioșii adunați în biserică. Tuturor vă dorim sănătate, ajutor la Dumnezeu în toată lucrarea bună și să trăiți într-un mulți și binecuvântați an. Sărbătoarea oficială a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel este în ziua de 30 septembrie a fiecărui an, data întronizării Preafericirii sale în demnitate de Patriarh al Bisericii Ortodoxe Române, la 30 septembrie 2007.